pas de știri pe scurt. Președinții PSD, PNL și PC au anunțat că în urma declarațiilor șefului statului referitoare la înghețarea pensiilor au solicitat juriștilor din partidele lor să pregătească pentru luni un raport în care să fie evaluată posibilitatea declanșării procedurilor de suspendare. Președintele Traian Băsescu a declarat că indiferent care va fi rezultatul sesizării la Curtea Constituțională a înghețării pensiilor și salariilor în anul 2012, bani nu există. Ținând cont de aceste lucruri, USL nu va ezita să declanșeze procedurile de suspendare din funcția președintelui Băsescu, chiar și în lipsa unei majorități în Parlament, conchid liderii USL. Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât irevocabil că indemnizația lunară pentru creșterea copilului se acordă pentru fiecare nou născut dintr-o sarcină gemelară de tripleți sau multipleți. S-a considerat că prin acordarea unei singure indemnizații, indiferent de numărul de copii rezultați dintr-o singură naștere, se creează o discriminare nejustificată între copiii născuți și copiii adoptați. OMV Petrom a anunțat că a primit de la Consiliul Concurenței un raport de investigație cu privire la o pretinsă încălcare a reglementărilor privind concurența ca urmare a retragerii de pe piață Eco Premium, benzină fără plumb aditivată cu substitut de plumb. Concluziile investigației Consiliului Concurenței, inclusiv posibilele sancțiuni, vor fi cuprinse în decizia finală care va fi emisă după formularea răspunsului OMV Petrom. În conformitate cu reglementările în vigoare în materie de concurență, sancțiunile maxime pot ajunge până la 10% din cifra de afaceri. Continuăm știrile. După 22 de ani de democrație, revoluționarii nu mai au dreptul într-un oraș martir să organizeze un marș de protest. Autoritățile le-au respins cererea pentru a nu fi deranjate de protestatari. Cei care au luptat pentru o viață mai bună nu vor să se lase călcați în picioare și s-au întrunit pentru a hotărî ce măsuri de protest să organizeze în următoarea perioadă. Revoluționarii sunt nemulțumiți de dictatura portocalie care s-a instalat în țară și vor să lupte din nou pentru democrație și o viață mai bună. Ei s-au întrunit astăzi pentru a hotărî ce măsuri de protest să adopte în următoarea perioadă. Vrem să transmitem populației Brașovului următorul mesaj. Exact ca în decembrie 89 și acum ne aflăm în fața unei dictaturi cu care noi considerăm că trebuie să luptăm deschis pe proceduri democratice, în primul rând, dar deschis, să o contestăm, să o criticăm și să încercăm să o schimbăm, să redăm României libertatea. Astăzi, revoluționarii au dorit să organizeze un marș de protest pe strada Mureșenilor până la sediul Asociației 15 noiembrie. Autoritățile nu au vrut însă să le aprobe cererea. Am făcut, de fapt, două cereri. Brașov, exact ca și România, se află sub o dominație portocalie. Cine dorește să se împotrivească acestei dictaturi portocalii nu este lăsat să se exprime, să se manifeste. Vreți să mai face alte cereri? Vă gândiți da, alte metode face de protest? Alte cereri. Avem această intenție să protestăm, dar numai în condiții legale. Uniunea Social-Liberală a hotărât să-i sprijine și să lupte împreună pentru apărarea drepturilor cetățenești. Noi suntem ferm susținători a revoluționarilor. Ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme în Parlamentul României cu anularea acestor drepturi câștigate încă o dată prin luptă, pentru că în urmă cu, iată, aproape 22 de ani au fost oameni care și-au riscat viața lor, confortul familiilor și au avut curajul să iasă în țară, pentru că au dorit ca lucrurile să se schimbe spre mai bine. Este cinic ceea ce se întâmplă în acest moment la nivelul Guvernului României, a Parlamentului, a Coaliției de Guvernământ, să fie atacate, iată, un alt simbol al României, respectiv acel al revoluționarilor din 1989 și nu numai, și acelor din 1987. Pe 3 decembrie, revoluționarii se vor întâlni la București, unde vor organiza un congres extraordinar. Grupul Cai Verzi pe Pereți a pregătit iubitorilor literaturii din orașul nostru un eveniment special prin care brașovenii au putut să o cunoască pe scriitoarea, poeta și traducătoarea de renume Nora Iuga. Autora este licențiată a Facultății de Filologie, specializarea germanistică, unde a avut profesori pe Tudor Vianu și George Călinescu. Nora Iuga reușește să impresioneze cititorii atât din țară cât și din străinătate prin calitatea lucrărilor încă de la primele apariții. Pe parcursul anilor a urmărit Firește și alte cărți de succes ca Vina nu e a mea, ca Pricii periculoase sau Berlinul meu e un monolog, precum și traduceri ale unor scriitori consacrați, printre care și laureata Premiului Nobel Herta Müller. Este poetă, romancieră și traducătoare
din limbile germană și suedeză. Este licențiată a Facultății de Filologie, specialitatea germanistică a Universității din București și a avut, printre alții, ca profesor pe George Călinescu și pe Rudolfina. A fost, pe rând, profesoară de limbă germană, bibliograf la Biblioteca Centrală de Stat, redactor la cultura enciclopedică, ziaristă la ziarele de limbă germană Neuer Weg și Volk und Kultur. Este membru a Uniunii Scriitorilor din România și a Clubului. Din 2000 deține funcții de conducere în Uniunea Scriitorilor, face lecturi publice în străinătate și primește numeroase burse. Dacă cineva ar avea curiozitatea să citească titlurile volumelor mele, fără să-mi citească poeziile, și-ar da seama că în mine, așa bătrânică cum sunt și nu tocmai puternică, ar putea să-și dea seama că în mine există un spirit de om revoltat, foarte revoltat. E una dintre trăsăturile mele esențiale și mă bucur că e așa. Această revoltă permanentă pe care o am în mine este dublată și de o bucurie de viață și un optimism permanent. Destul de frumos, sunt momente unice care nu se pot explica prin cuvinte, ce trăire ai atunci, în momentul acela, și ce să zic, sper să mai ajung la echipa națională și să joc foarte bine și să mai înscriu și trebuie să mă pregătesc foarte bine aici la club, să nu fie doar acest gol și să nu mai am evoluție apreciată după aceea. Dar la momentul actual mă gândesc la FC Brașov, să câștigăm cum eu veni, să ieșim din zona aceasta retroadării și după aia vom vedea ce va fi. Atât eu ca antrenor, cu toate că eu nu am mare influență asupra evoluției lui venind de o săptămână, dar atât eu ca antrenor, cât și voi ca ziariști și toată lumea din Brașov ar trebui să fie mândră că avem un jucător la echipa națională și un jucător care este dorit de marile echipe și nu numai din țară. Eu am primit semnale chiar și din străinătate. Peste două zile ne așteaptă un meci extraordinar de greu și trebuie să facă orice ca să câștigăm acest joc, cum sunt convins că atât eu, cât și dumneavoastră, cât și suporterii, cât și echipa mea pe care o conduc își dorește acest lucru. Fiindcă, dacă ferească Dumnezeu, nu câștigăm acest joc, intrăm în lupta clară pentru retrogradare și ar fi urât și ar fi un dezastru, în opinia mea, fiindcă atmosfera s-ar deteriora, au început probabil ataucurile din toate părțile și atunci n-ai mai putea să pregătești o echipă în liniște. Domnilor și domnilor, acestea au fost știrile noastre de astăzi. Nova TV vă urează toate cele bune. La revedere!